Vreau să vorbesc, era întrebarea dacă e bună perioada de cumpărat acum. Da. Acum o să răspund la această întrebare arăt, arătându-ți exact despre ceea, ce vreau să, despre ceea ce vreau să vorbesc. Așa arăta piața în 2017. Bitcoin a ajuns la 20.000 de dolari, iar vizual așa arată piața în 2017. Deci se vede foarte clar o creștere extraordinar de mare și exponențială. Dacă ne ducem un pic mai în spate, aici e piața topul, adică maximul din 2013, când Bitcoin a ajuns la 1000 de dolari. Când Bitcoin a ajuns la 1000 de dolari, acolo a fost topul. Asta comparat cu topul din 2017 la 20.000 de dolari, dacă te uiți în perspectivă vizual pe așa, dacă te uiți în perspectivă pe, vizual pe în grafic, observi că este infimă. Topul din 2013, când Bitcoin a ajuns la 1000 de dolari, în comparație cu topul din 2020, când Bitcoin a ajuns la 20.000 de dolari. Întrebarea ta este, e bună perioada de a cumpăra acum? Imediat îți răspund. Acum, ne uităm la topul din 2017, când Bitcoin a ajuns la 20.000 de dolari, și ne uităm la topul din 2021, când Bitcoin a ajuns la 41.000 de dolari. Deci, uite cum, cum arată. Acest curând. Uh, Creșterea din 2017 pe grafic va arăta atât, și creșterea din 2021 pe grafic va arăta atât. La fel ca în 2017, când creșterea din 2017 arăta atât, și creșterea din 2013 arăta atât. Deci, cam asta este perspectiva. Dacă gândești pe termen lung și îți asumi o sumă pe care ai dispus să o pierzi, nu este târziu. Nu este târziu să cumperi acum. Dar pe termen scurt, în, acu în acest moment, nu e uh, OK să cumperi. Deloc. Nu e OK să, să cumperi în acest, uh, în acest moment dacă gândești pe termen scurt dacă banii e, ai nevoie de acei bani peste următoarele uh, următorii săptămâni. Deci, asta este întrebarea pentru Cristian.